ați revenit. Acesta este primul curs aplicativ de termodinamică. Să vă spun întâi despre ce va fi vorba. Voi vorbi întâi, pe scurt, despre așa zisa moarte termică a Universului, ca o completare la primele două cursuri, mărimi specifice și temperatura și căldura. Dacă vă place termodinamica și nu le-ați văzut, găsiți linkurile în descriere. Apoi voi prezenta două lucruri practice legate de teoria primelor două cursuri, acesta fiind de fapt principalul scop al cursurilor aplicative. Și în final voi încerca să îndrept o greșeală care s-a strecurat în al doilea curs teoretic, cel despre temperatură și căldură. Acum că știți despre ce va fi vorba, să începem. Vă amintesc că în cursul întâi am atras atenția asupra importanței cunoașterii corecte a definițiilor și a principiilor. Dacă nu le cunoaștem corect și complet, putem ajunge la concluzii greșite și vă voi da un exemplu. Unii au ajuns la o anumită concluzie despre viitorul Universului în secolul al XIX-lea, plecând de la principiul echilibrului termodinamic și de la principiul al doilea. Vă voi spune imediat care este această concluzie, dar întâi să ne amintim ce spune principiul echilibrului. Principiul echilibrului spune cam așa: dacă un sistem termodinamic este în condiții externe constante, deci dacă condițiile externe nu se modifică în timp, atunci el ajunge, mai devreme sau mai târziu, într-o stare de echilibru termodinamic. Obligatoriu. Sigur că timpul necesar atingerii stării de echilibru termodinamic poate să fie mai scurt sau mai lung, poate să fie foarte lung, dar până la urmă, dacă parametrii externi sistemului termodinamic sunt constanți, atunci, până la urmă, sistemul termodinamic ajunge la starea de echilibru și asta se numește principiul echilibrului. Mai general vorbind, un sistem termodinamic este în echilibru termodinamic dacă nu mai are loc niciun schimb de masă sau energie între părțile lui. Atenție, energia totală a unui sistem termodinamic închis și izolat este constantă în timp. Dar când se ajunge la echilibru termodinamic, nu mai există energie care poate fi transformată în lucru mecanic sau în alte forme de energie. Cu alte cuvinte, entropia atinge valoarea maximă. Am vorbit despre entropie în cursul cu același nume. Concluzia la care s-a ajuns plecând de aici se numește nici mai mult, nici mai puțin decât moartea termică a Universului. Unii au prezis, așa cum v-am spus, începând cu secolul al XIX-lea, că Universul trebuie să atingă și el această fază finală a echilibrului, a entropiei maxime, adică să avem peste tot aceeași temperatură și să nu se mai poată întâmpla nimic. De unde și numele de moartea termică a Universului. Într-un sistem termodinamic în care avem peste tot exact aceeași temperatură și exact aceleași condiții, densitate de energie și așa mai departe, nu se mai poate întâmpla nimic. Dar oare avem voie să considerăm Universul tot un sistem termodinamic? Să ne amintim definiția unui sistem termodinamic. Sistemul termodinamic poate să fie orice corp sau orice ansamblu de corpuri macroscopice. Și mai este o condiție, un sistem termodinamic trebuie să poată să fie delimitat de restul Universului, dacă nu fizic, măcar mental. Adică putem să ne gândim doar la acel corp sau ansamblu de corpuri, ceea ce înseamnă că întotdeauna un sistem termodinamic va avea un exterior. El poate să schimbe cu exteriorul, așa cum am spus la început, pe lângă lucru mecanic și căldură. Deci un sistem termodinamic are un exterior. Nu trebuie să fie neapărat delimitat fizic printr-un înveliș de exterior, dar are un exterior,
putem să-l delimităm măcar mental, teoretic, de restul Universului. Dar Universul tot are un exterior, nici măcar nu știu dacă are sens întrebarea asta. Este posibil ca starea finală a Universului să fie cea de moarte termică, dar motivele sunt mult mai complexe decât legile termodinamicii. Nu putem să facem această predicție doar pe baza legilor termodinamicii, pentru că, repet, nu știm dacă Universul tot poate fi considerat un sistem termodinamic. Și încă un lucru foarte interesant. Dacă starea finală a Universului este cea de moarte termică, asta înseamnă că Universul nu există dintotdeauna. Înseamnă că a avut un început. Dacă ar exista dintotdeauna, ar trebui să fie acum în moarte termică. Trebuia să ajungă deja în moarte termică și n-am fi aici ca să discutăm despre asta. Deci dacă ipoteza morții termice este corectă, atunci, obligatoriu, Universul a avut un început. Și acum să vedem prima aplicație practică la teoria primelor două cursuri. Este vorba despre densitatea gazelor. Probabil ați observat că există tot felul de tabele cu densități ale corpurilor solide și densități ale lichidelor, dar nu prea vedem tabele cu densități ale gazelor. Nu spun că nu există, dar sunt mai puțin folosite și mai puțin utile. Oare de ce? Din două motive. Primul este acela că densitatea unui gaz depinde de condițiile în care se găsește, de presiune și de temperatură. Să vedem de unde știm acest lucru. Ecuația termică de stare spune că produsul dintre presiunea și volumul unui gaz este egal cu produsul dintre numărul de moli ai gazului respectiv, constanta generală a gazelor și temperatură. Dar numărul de moli se poate calcula împărțind masa gazului la masa molară. Și atunci avem P ori V egal cu M supra mu RT. Și dacă înmulțim acum această ecuație cu raportul mu supra V, atunci obținem P ori mu este egal cu M supra V RT. Dar M supra V este prin definiție densitatea. Și atunci avem următoarea relație, rho, densitatea unui gaz, este P înmulțit cu mu supra RT. Deci este presiunea la care se găsește gazul înmulțită cu masa molară a gazului supra constanta generală a gazelor înmulțită cu temperatura. Și se vede foarte clar că densitatea, într-adevăr, depinde și de presiune și de temperatură. Deci, dacă am vrea tabele cu densitățile gazelor, ar trebui să avem câte un tabel pentru fiecare pereche presiune-temperatură, ceea ce înseamnă că ar fi cam multe tabele. Din fericire, această formulă ne permite să calculăm densitatea unui gaz pentru orice condiții de presiune și temperatură. Dar de multe ori avem nevoie de densitatea unui gaz în condiții normale de presiune și temperatură. Să o notăm ρ0. ρ0 va fi P0, adică presiunea atmosferică normală înmulțită cu masa molară a gazului, supra R înmulțit cu T0, adică temperatura de 0 grade Celsius, 273,15 Kelvin. Dar dacă ținem seama de faptul că R, constanta generală a gazelor, este P0 ori V0 supra T0, adică presiunea atmosferică normală înmulțită cu volumul molar supra temperatura de 273,15 Kelvin, temperatura normală, și înlocuim în formula densității, obținem că ρ0 este P0 ori μ supra T0 înmulțit cu 1 supra R, adică cu inversul acestei fracții, adică cu T0 supra P0 ori V0. Se observă că putem simplifica temperatura T0 și presiunea P0
Și rămâne o formulă foarte simplă, și anume densitatea unui gaz în condiții normale este raportul dintre masa lui molară și volumul molar, pe care acum îl notez V indice mu și care, așa cum cred că vă aduceți aminte, are valoarea aproximativă de 22,4 metri cubi pe kilomol. Așa că densitatea unui gaz în condiții normale se poate obține printr-o simplă împărțire, împărțind masa lui molară la volumul molar. Și acesta este al doilea motiv pentru care nu avem nevoie de tabele cu densitățile gazelor, faptul că putem obține printr-o simplă împărțire densitatea oricărui gaz în condiții normale. Dacă ne uităm la formula densității, ρ0, observăm că ea este direct proporțională cu masa molară a gazului respectiv. Și asta înseamnă că dacă vrem doar să știm dintre două gaze care are densitatea mai mare în condiții identice de presiune și temperatură, trebuie să comparăm doar masele molare. Gazul care are densitatea mai mare este gazul care are masa molară mai mare. Poate vă întrebați de ce am vrea să știm care din două gaze are densitate mai mare sau, cum auzim din păcate tot mai des astăzi, la ce ne folosește. Mulți se întreabă la ce le folosesc tot felul de cunoștințe de la școală, dar nu se întreabă nimeni la ce îmi folosește să nu învăț lucrul respectiv. Creierul nu se umple. În mod paradoxal, cu cât învățăm mai multe, cu atât se face mai mult loc în creier. Și chiar dacă ar fi doar asta, și-ar merita să învățăm. Dar șansa ca o informație să ne fie folositoare, zic eu, este mult mai mare dacă o știm decât dacă nu știm. Și ăsta este al doilea motiv pentru care e bine să învățăm tot ceea ce se predă la școală. Informația care gaz are densitatea mai mare poate să fie foarte folositoare în cazul gazelor toxice. Aerul are masa molară aproximativă de 29 kg pe kilomol. Și asta înseamnă că orice gaz care are masa molară mai mică decât 29, va avea, conform acestei formule, în condiții normale și densitatea mai mică decât aerul. Și conform legii lui Arhimede, înseamnă că va avea tendința de a se ridica. În schimb, orice gaz care are masa molară mai mare decât 29, va avea tendința de a coborî și de a se aduna în spațiile joase. Dacă știm acest lucru, în cazul eliberării în aer a unor gaze toxice, în funcție de masa molară a acestora, știm ce trebuie să facem pentru a micșora pericolul. Și vă dau două exemple. Amoniacul, azot hidrogen 3, care este un gaz foarte toxic, în concentrație de peste 0,5% în aerul inspirat, poate fi letal prin blocarea mecanismului respirației. Amoniacul are masa molară 14 de la azot plus de 3 ori 1 hidrogenul 3, adică 17 kg pe kilomol. Adică are o masă molară mult mai mică decât aerul. Și asta înseamnă că el are tendința de a se ridica în aer. Și mai înseamnă că dacă se produce o eliberare masivă de amoniac în aer, trebuie să ne deplasăm spre locuri cât mai joase, cum ar fi pivnițele sau stațiile de metrou. În schimb, dioxidul de carbon, carbon oxigen 2, care poate că unora le pare inofensiv, dar în concentrații de peste 10% duce la comă, convulsii și, în final, moarte, are masa molară 12 de la carbon
plus 2 ori 16, 32 de la oxigen, adică 44 de kilograme pe kilomol. Adică o masă molară mult mai mare decât masa molară a aerului. Și asta înseamnă că în cazul unei eliberări masive de dioxid de carbon, trebuie să ne deplasăm spre locuri cât mai înalte, etaje superioare, acoperișuri, poduri ale caselor, pentru că, așa cum v-am spus, dioxidul de carbon, având densitate mai mare decât aerul, are tendința de a se aduna în spațiile joase. Minerii știau acest lucru din experiență, din păcate experiență de multe ori tragică, de aceea luau cu ei în mină păsări, de obicei canari, pe care îi foloseau pentru detecția monoxidului de carbon, și animale mici, câini, pisici, pe care le foloseau pentru detecția dioxidului de carbon. Și dacă pasărea sau animalele dădeau semne de intoxicare, știau că se acumulează oxid de carbon sau dioxid de carbon și că trebuie să părăsească mina cât mai repede. În concluzie, dacă s-a eliberat în atmosferă un gaz toxic, vei ști ce trebuie să faci dacă ai învățat la chimie și cunoști formula gazului respectiv și ești în stare să-i calculezi masa molară, și, 2, ai învățat la fizică, cunoști legea lui Arhimede și știi unde să te duci în funcție de raportul dintre densitatea gazului respectiv și densitatea aerului. M-am hotărât să vă spun toate aceste lucruri, deoarece de teama așa numitei afectări emoționale, se pare că nu se mai vorbește nici în școală și nu prea se mai face nici pregătire pentru protecția civilă despre cauze fizice sau chimice posibil letale care pot să apară în cazul unor accidente sau cataclisme, cu tremur, incendiu, spargerea unor conducte de gaz metan și așa mai departe. Se pare că politicienii cred că e mai bine să mori decât să fii afectat emoțional, atitudine care pe mine mă cam afectează emoțional. Al doilea lucru legat de practică, și aici voi fi mult mai scurt, este scara de temperatură Fahrenheit. Pentru că este folosită în Statele Unite ale Americii și în alte câteva țări, merită să știm câteva lucruri despre ea. Vedeți în acest desen două termometre care se găsesc la aceeași temperatură, dar unul este etalonat în scara Celsius și celălalt în scara Fahrenheit. Observați întâi că în scara Fahrenheit apa îngheață la 32 de grade și fierbe la 212 grade, în loc de 0, respectiv 100, cum se întâmplă în scara Celsius. De aici rezultă că pe același interval de temperatură pe care scara Celsius are 100 de grade, scara Fahrenheit are 180 de grade. Și atunci avem această relație de transformare, 1 grad Celsius este 1,8 grade Fahrenheit. Deci intervalul de temperatură de 1 grad Celsius este de 1,8 ori mai mare decât intervalul de temperatură corespunzător unui grad Fahrenheit. Relațiile de transformare între cele două scări sunt următoarele. Odată temperatura în scara Fahrenheit este temperatura în scara Celsius înmulțită cu 1,8 plus 32. Cu această relație putem transforma temperatura exprimată în scara Celsius în temperatura exprimată în scara Fahrenheit, respectiv temperatura în scara Celsius este temperatura în scara Fahrenheit minus 32 împărțit la 1,8. Și cu această relație putem face transformarea inversă. Mai puțin cunoscut este faptul că există o temperatură care este aceeași atât în scara Celsius cât și în scara Kelvin, în sensul că este exprimată prin același număr de grade. Să vedem care este această temperatură, punând condiția ca temperatura exprimată în scara Fahrenheit
să aibă aceeași valoare cu temperatura exprimată în scara Celsius. Adică, temperatura exprimată în scara Fahrenheit este 1,8 înmulțit cu temperatura în scara Celsius plus 32. Și punem condiția ca această temperatură, exprimată așa cum am spus în scara Fahrenheit, să fie egală cu temperatura exprimată în scara Celsius. Și atunci avem 1,8 temperatura în scara Celsius minus temperatura în scara Celsius este minus 32, adică 0,8 înmulțit cu temperatura în scara Celsius este minus 32 sau temperatura în scara Celsius este minus 32 supra 0,8 sau minus 320 pe 8. Și asta înseamnă că această temperatură este minus 40 de grade Celsius. Și ea este egală cu minus 40 de grade Fahrenheit. Deci, singura temperatură care se exprimă prin același număr de grade în ambele scări este temperatura de minus 40 de grade. În final, vreau să îndrept o greșeală care s-a strecurat în finalul celui de-al doilea curs teoretic de termodinamică, cel despre temperatură și căldură. Acolo, începând cu momentul 27-50, sunt trecute greșit relațiile de definire pentru căldura specifică și căldura molară, cele pe care le vedeți înconjurate cu câte un cerc roșu. Relațiile corecte sunt următoarele. Căldura specifică este raportul dintre căldura schimbată de sistemul termodinamic cu exteriorul împărțită la masa sistemului înmulțită cu variația de temperatură, iar căldura molară este raportul dintre căldura Q și numărul de moli înmulțit cu variația temperaturii. Acestea sunt relațiile corecte și, din păcate, editorul YouTube nu-mi permite să fac astfel de modificări de conținut, așa că nu pot decât să corectez în acest fel greșeala și să îmi cer scuze. Aici se încheie primul curs aplicativ de termodinamică. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!